Cercul Militar Câmpul Lung a găzduit în după-amiaza de joi, 23 martie, un spectacol în care muzica și poezia au fost elementele îmbinate armonios, în semn de respect și apreciere a Zilei Mondiale a Poeziei. Da, răspunde bună oară, fără a aștepta câștigul. Asta înseamnă, zic într-o doară, că în cosmos suntem singuri? De un car de anți în sus, așa că ascultă-mă de vrei. Sunt vieți în univers, dar ca noi sunt singuri și ei. Tristele arcade mult timp am rătăcit, de noi răsfrângeri dornic, dar nicio oglindire în stinsele cristale ce ascunzi nu mi-a vorbit. Organizatorii evenimentului au fost Asociația Pensionarilor Seniorul, în parteneriat cu Asociația Centrul Cultural Muscelean, iar programul a fost alternant, fiind incluse prezentări despre poeții cu origini muscelene Radu Gir și Ion Barbu. În ce privește poetul Radu Gir, eu îl consider o imagine carismatică și un om și un poet aparte. Se zice că el a adus poezia în celule pentru că a avut un destin complicat, zic eu, și de multe ori nefericit. S-a născut în Câmpul Lung la data de 2 martie 1905 și a murit în data de 29 aprilie 1975. Numele lui adevărat este Radu Demetrescu, fiul lui Coco Demetrescu, actor din Craiova, unde poetul s-a și format, de fapt. La vârsta de 14 ani a publicat prima poezie, a debutat. Cât să mă reprezinte ceea ce spun, ceea ce voi recita. Scurt, este vorba de un poet care are legătură foarte strânsă cu Câmpul Lung. El fiind ploieștean, de altfel, dar venea aici, la intersecția străzilor Sfântul Gheorghe cu Șubești, unde avea o casă Gheorghe Tomozei. Nichita venea și scria și purta-o. Mă rog, am avut și șansa să-l cunosc în 1981. Dar vă spuneam că am să vă recit altfel, și anume o poezie care poartă numele Puterea Obișnuinței. Odată, un lup a mâncat o oaie. Vânătorul s-a dus în pădure și a venit cu lupul mort. A doua zi, un lup a mâncat o oaie, vânătorul s-a dus în pădure și a venit cu lupul mort. A treia zi, un lup a mâncat o oaie, vânătorul s-a dus în pădure și a venit cu lupul mort. A patra zi, un lup a mâncat o oaie, vânătorul s-a dus în pădure și a venit cu lupul mort. A cincea zi, un lup a mâncat o oaie, vânătorul s-a dus în pădure și a venit cu lupul mort. A șasea zi, un lup a mâncat o oaie, vânătorul s-a dus în pădure și a venit cu lupul mort. A șaptea zi, o oaie a mâncat o oaie, vânătorul s-a dus în pădure și a venit cu lupul mort. Aceasta a fost Puterea Obișnuinței. Recitări de poezii din creațiile acestora, dar și versuri scrise și prezentate de unii dintre participanți în premieră. De asemenea, puntea între generații a fost consolidată cu bun gust prin interpretările muzicale oferite de tineri mușceleni talentați. Thank you.
În programul televiziunii Mușciol TV vom difuza integral spectacolul dedicat Zilei Internaționale a Poeziei la o dată pe care o vom comunica din timp.